Președintele Maia Sandu califică recentele alegeri din Rusia în care învingător a ieșit Vladimir Putin drept incorrecte. În context, șefa statului a declarat că guvernul va elabora un răspuns Moscovei pentru că a organizat alegeri în regiunea transnistreană, contrar deciziei autorităților de la Chișinău. Nu poate fi vorba despre alegeri libere și corecte atunci când oponenții adevărați sunt înlăturați din cursă, unii sunt chiar puși la închisoare, alții sunt alungați din țară, atunci când represiile sunt atât de mari încât oamenilor le este frică să vorbească, să spună, atunci când din presa liberă nu mai rămâne nimic. Asta nu este democrație. Deși Chișinăul a permis desfășurarea alegerilor la doar o singură secție de votare la Ambasada Federației Ruse din Chișinău, astfel de secții au fost deschise și în regiunea transnistreană. Această acțiune sfidează integritatea teritorială a Republicii Moldova, a subliniat Maia Sandu. Este o nouă acțiune care sfidează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Din partea Federației Ruse este o nouă acțiune care denotă lipsă de respect față de statul Republica Moldova și față de cetățenii Republicii Moldova. Și acțiunea de răspuns va fi anunțată de guvern în termen util. În același timp, Maia Sandu spune că își dorește relații bune cu Federația Rusă, dar acestea se pot consolida numai atunci când Rusia va respecta suveranitatea Republicii Moldova și integritatea ei teritorială. O altă condiție ar fi ca Moscova să nu se amestece în chestiunile interne ale Republicii Moldova. Occidentul a denunțat în alegerile din Rusia un simulacru de democrație, dar aliații lui Putin din China până în Cuba au salutat imediat realegerea acestuia cu peste 87% din voturi, un record conform Comisiei Electorale din Rusia, relatează AFP, FE și Reuters. S-au grăbit să-i trimită telegrame de felicitare și reprezentanții partidelor pro-Kremlin de la Chișinău. Liderul socialist Igor Dodon, liderul partidului Renaștere, Natalia Parasca, fugarul Ilan Șor și bașcanul Evgenia Guțul. Aceștia i-au dorit lui Putin succese, sănătate și prosperitate.